luptătorii moldoveni au făcut legea la Cupa Mondială de Kickboxing. La competiția desfășurată în Ungaria, țara noastră a obținut un număr record de medale. Un rezultat foarte bun, avem un număr foarte mare de medale la diferite categorii, vedeți, și la categoriile de juniori. Avem la categoriile de seniori, deci practic ei acoperită toată gama de categorii la care au fost obținute rezultate bune. Eu sunt foarte sigur de ce că acest sport este într-o dinamică pozitivă. Adrian Gologan a cucerit aurul la competiția din Ungaria în versiunea K1. Deși a participat pentru prima dată la categoria seniori, acesta a reușit să se impună în toate luptele disputate și chiar să facă knockout. Evoluția mea a fost una foarte reușită. Pentru prima oară am participat la maturi. Am avut trei lupte foarte dificile, deci nu m-am așteptat la un asemenea rezultat pentru prima oară. Sunt foarte mulțumit. Lotul Moldovei a fost reprezentat la Cupa Mondială de 41 de sportivi, toți campioni naționali. Aceștia au reușit să obțină 5 medalii de aur, 14 de argint și 19 de bronz. Rezultatele nu se oprească aici, pentru că trebuie să depună eforturi. Avem în față campionatul european, mondial și trebuie de muncit. Nu trebuie de așezat pe tânjală, pentru că, într-adevăr, dacă ne oprim, rezultatele nu vin de la sine, trebuie să muncești. Cupa Mondială la Kickboxing s-a desfășurat în perioada 15-18 mai în orașul Szeged din Ungaria. La competiție au participat 978 de sportivi din 47 de țări ale lumii.